Multă lume frumoasă astăzi în studioul nostru și îmi pare bine că putem să vorbim astăzi și despre o premieră muzicală, doamnelor și domnilor. Următorii mei invitați sunt zâmbitori, vă văd așa zâmbitori și bucuroși, îmi pare bine. Este vorba despre Nicoleta Sava Hanganu, interpreta de muzică populară, Nicoleta Sava Hanganu, care a venit însoțită de Dumitru Hanganu, soțul ei și partener de scenă astăzi, în primul rând. Bună seara, să română. Și nu doar astăzi? Și nu doar astăzi, da. Salut, draga mea, mă bucur foarte mult să te revăd. Și mie îmi pare bine și în sfârșit avem o piesă nouă pe care să o deșghiocăm și despre care să povestim. Nicoleta, te întreb pe tine întâi și întâi de toate. Da, este vorba despre piesa Lăutarii frumos cântă și este o piesă, cum am mai zis și alții, autobiografică, pentru că ține de familia noastră și de mine, atât de mine cât și de Dumitru, pentru că este vorba de lăutari în general, de maestru Nicolae Botgros și despre tații noștri, tatălui Dumitru, Valeriu Hanganu, pentru că se zice că cu trompeta, deci a bucurat tot neamul, și tatăl meu Nicolae Sava, care cânta la taragot, doine și tot ce era frumos și cântau împreună. Asta a fost, de fapt, șmecheria. Ei au cântat împreună și au făcut duet și de asta i-am unit cumva în acest cântec și, bineînțeles, că și cu lăutarii și singuri și oricum, deci cântau. Și erau foarte buni prieteni de viață, te las pe tine să povestești despre asta. Da, așa este, chiar m-am bucurat și eu foarte mult când Nicoleta a venit cu ideea așa, să creăm așa un cântec și textul este foarte puternic, cum a zis, despre lăutari foarte vestiți, așa cum părinții noștri și Nicolae Botgros și abia așteptăm să vă prezentăm. Și neapărat țin să vă spun tuturor că melodia acestui cântec minunat este scrisă de Răzvan Mitoceanu, care îi mulțumesc foarte mult pe această cale, și textul este scris de regretata Mariana Honceru și prelucrat de maestru Nicolae Jelescu, care la fel îi mulțumesc foarte mult, pentru că cuvântul într-un cântec este foarte important și în general peste tot în viață este foarte important cuvântul, la fel și muzica. Și desigur mulțumim maestrul Nicolae Botgros, Corneliu Botgros, colegilor mei din Orchestra Lăutare, sunetistul nostru și prietenul colegului nostru Viorel Scutaru, care la fel au depus suflet în această piesă. Au contribuit foarte mult, în primul rând cu sufletul și cu ceea ce pot ei, ce mai bun, cu maestria lor. Voi vă completați de minune, să știți. Am făcut un pic Nicoleta, vorbește un pic Dumitru, vorbește un pic Nicoleta, vorbește. Mulțumim. Am repetat acasă. Fiecare cu replicele noi. Dar voi cum v-ați cunoscut? V-ați cunoscut pe scenă, prin intermediul muzicii? Nu, noi de mici copii ne cunoaștem, dacă cu Nicoleta, da. Deci, da, cum ziceam, minte, nu părinții știi. Noștri erau prieteni, colegi, s-au nemurit între ei într-un final. Și noi de mici, adică ce țin minte eu, că ne jucam când eram mici cu frățiorul Nicoleta, Nicușor Sava și, na, de mici copii. Ei se jucau mai mult împreună, că erau băieți și eu pe lângă ei, cumva pe acolo. Și iată cum e viața. Da, deci îți dai seama că nu ne-am gândit noi niciodată și eu nu m-am gândit că stând în brațe la marele Valeriu Hanganu, o să-i devin noră cândva. Ce bine că așa s-au întâmplat lucrurile, totuși. Ce au avut de zis fetițele voastre despre piesă? Ele sunt încă mici, dar mi se pare că deja sunt așa la o vârstă la care le puteți cere părerea. Și în general, le cereți părerea despre muzica pe care o faceți? Aia micuță mai puțin, dar Dragostina, desigur, multe ne întreabă, la multe evenimente merge cu noi, vede, ne ascultă, face și ea muzică, deja se ocupă cu pianul. Și, da. Și sigur că aia mică, noi o vedem prin faptul că ea intonează melodia, înseamnă că i-a plăcut. Cea mare deja poate să vorbească și despre cântec în sine și sigur că i-a plăcut foarte mult. Dragostina și Valeria. Valeria. Valerica are 2 ani și 3, nu, 3 ani, și 3 ani și ceva. Da. Și Dragostina? 11. Eu vă întreb cu un scop. Astăzi e Ziua Internațională a Fetelor. Și să fie sănătoase toate, da, fetele. Da, mulți ani tuturor. Aici s-a potrivit fetelor, și piesa femeilor. La mulți ani, fetița mea. Noi astăzi toată emisiunea am tot vorbit despre fete. Foarte Dumitru, frumos. 3 fete ai în familie de care, da, să ai grijă. Sunt foarte bogat și sunt asta în fiecare zi, armonie în casă, grijă, iubire, dulceață, ce pot să zic eu. Nu știu ce eram să mă fac. Așa Dumnezeu a vrut să fiu înzestrat cu 3 fete în casă. Bravo! Și voi, Nicoleta,
îl răsfățați pe desigur, atâta cât putem, încercăm să-l răsfățăm, pentru că nouă ni se dor de fiecare dată de el când pleacă de acasă, chiar și pentru puțin timp, chiar dacă se duce doar până la serviciu înapoi, oricum ne este dor de el și el este soarele nostru, el este lumina în casa noastră, el este pilonul, bradul din casa noastră, el este tot ce avem noi frumos. Câte mulțumesc. Descrieri frumoase! Pilon, brad, stâlpul casei. Deci soarele este cel mai important, soarele. Eu mai glumesc câteodată. Factură, casei. Da, el ține tot. El este, de fapt, dar... este un bărbat adevărat, este un tată adevărat, un soț adevărat. Este tot ce putem, deci mai mult decât atât, nici nu cred că ne-am dorit. Ne trebuie o emisiune întreagă să vorbim anume despre acest aspect, dar să revenim la muzică totuși. Sigur. La această piesă nouă. Eu am ascultat piesa, am văzut și reacții. Oamenii au reacționat foarte bine pe rețelele de socializare. Într-adevăr, oamenii au reacționat foarte frumos și ne bucurăm foarte mult de acest lucru. Asta e, cred că, ceea ce ne dorim noi toți, să le placă oamenilor ceea ce facem, pentru că de asta facem. Da, mulțumim tuturor pentru apreciere, pentru noi asta foarte mult contează și sperăm și următoarele piese la fel să le fie drag tuturor. Să știi că contul meu de Instagram a fost spart acum recent și câțiva abonați au plecat. Dar iată, datorită acestei piese am văzut că vin înapoi. Dar vă rog să veniți înapoi. Veniți că eu am recuperat contul și Dumitru are un cont nou, apropo, și puteți să veniți și la contul lui pe Instagram, că nu e de mult timp. Cum vă găsim pe Instagram? Nicoleta Dumitru? Nicoleta Sava oficial și Dumitru Hanganu. Sunt două conturi separate, dar despre același lucru vorbesc. Gata, despre noi. Vă dăm follow astăzi. Și voi nouă, vă rog. Desigur. Live Studio M1, Moldova 1, cum ar veni. Super. Pe Instagram. Gata, ne-am înțeles. Ne-am înnemurit și acolo. Da. Dumitru, Nicoleta, mulțumim că ați ajuns astăzi pe la noi. Să rămână și noi, că ne-ați invitat. Succes și vă mai așteptăm. Și acum o să vă invit în scenă. Haideți. Ca să ne cântați piesa asta nouă, autobiografică, cum spunea Nicoleta mai devreme, dedicată celor mai cunoscuți lăutari și vieții de lăutar în general. Noi o să ne luăm rămas bun aici, doamnelor și domnilor, să aveți parte de o seară liniștită și nu uitați să ne trimiteți în continuare fotografii pe numărul nostru de WhatsApp. Astăzi a fost Ziua Internațională a Fetelor, așteptăm în continuare mesajele și fotografiile dumneavoastră. În cazul în care aveți o familie în care cresc multe fete, este Ziua Fetelor și este ziua în care trebuie să vorbim în primul rând despre educația și drepturile fetelor. Ne luăm rămas bun aici, iar pe final de emisiune, Nicoleta Sava Hanganu și Dumitru Hanganu în scena noastră. Numai bine!